Salutare tuturor, eu sunt Mihai, iar în materialul de astăzi vă voi prezenta un aspirator vertical de la Rowenta, modelul X-Force Flex 15.60. Cu ce accesorii vine, cât de eficient este, ce mi-a plăcut, dar și ce nu mi-a plăcut, puteți afla urmărind acest video până la final. Și ca să nu mai pierdem timpul, să-i dăm drumul! Înainte de a începe, n-abil prezenta mai în amănunt, unde vă voi vorbi despre specificații, modurile de aspirare, putere, ergonomie și autonomie, haideți să vedem cu ce accesorii mai vine la pachet. Primul lucru pe care îl veți găsi este manualul de utilizare împreună cu garanția produsului. De asemenea, veți găsi două tije metalice, un suport pentru aspirator și un suport de accesorii, care toate la un loc vor forma un stand. Avantajul acestui stand este că aspiratorul pe întreaga perioadă stă la încărcat, dar și că ai toate accesoriile la îndemână fără să le mai cauți prin sertare, pe dulapuri și așa mai departe. O altă unealtă interesantă regăsită în pachet este bagheta flexibilă, care efectiv se poate îndoi la un unghi de 90 de grade printr-un sistem de blocare destul de ușor de realizat. Această baghetă ne va ajuta foarte mult când efectiv ne ajungem în spațiile mai greu de accesat. De aici veni și denumirea modelului Flex. Două capete cu perii pentru aspirator sau capătul baghetei unde se îmbină accesoriile între ele, adaptorul, o perie motorizată cu tehnologie Deep Power LED Vision, care ce face aceasta? Va proiecta o lumină pentru a vedea praful în spațiile întunecate și care ne va permite utilizare flexibilă la 180 de grade, aspiratorul în sine care vine cu un design destul de frumos și cromat pe anumite locuri, inspirându-ne ca fiind un produs premium, dar despre el vom vorbi mai în amănunt în minutele următoare, o perie mini electro care este ideală pentru a îndepărta firele de păr ale animalelor de companie, un tub flexibil cu perii la capăt care ne va ajuta să îndepărtăm praful din locurile mai greu de accesat, cum ar fi interiorul mașinii, printre bibelouri, cărți și așa mai departe, un capăt special pentru canapele, fotolii sau scaune acoperite cu material textil, o tijă pentru spații înguste și un filtru suplimentar pe lângă cel deja inclus în aspirator, care totodată poate fi clătit cu apă. Și cam acestea sunt toate accesoriile cu care vine modelul nostru Rowenta X-Force Flex 15.60. Ce mai am în plus și care cred că ar trebui să-l aveți împreună cu aspiratorul este un capăt cu rezervor de apă și mop denumit și AquaHead, pe care îl veți putea comanda separat și care nu numai că poate fi folosit pentru spălarea pardoselilor sau agresiei, ci și pentru aspirarea lor în același timp. Efectiv veți face două lucruri în același timp, și aspirat și dat cu mopul. Ce mi-a plăcut la acest capăt AquaHead e că are o formă pătrată și nu una rotundă, încât putem acoperi și colțurile încăperilor, dar și că poți opri apa prin acest buton încât să nu mai curgă prin mop. În plus, mai vine și cu o lavetă textilă suplimentară pe lângă cea deja montată. Haideți totuși să vedem ce îl face atât de special. Păi în primul rând este puterea sa de aspirare de 230 W. Mi-a plăcut că se descurcă foarte bine atât pe mochete cât și la aspirarea covoarelor cu fir lung, unde în mod normal unele modele la același segment de preț ca și acesta, covoarele cu fir lung le-ar cam da bătăi de cap. O altă caracteristică importantă pentru sănătatea noastră e că dispune de un filtru HEPA ce poate capta cu până la 99,99% din particulele de praf. Un alt lucru care mai mi-a plăcut este că avem o varietate mare de trepte de aspirare. Mai exact, putem alege din 5 moduri, cum ar fi Eco, Eco Plus, Max, Boost și Auto. Cu fiecare treaptă pe care o alegem, ni se va afișa pe display și timpul de aspirare pe care îl putem realiza. Respectiv, pentru modul Eco putem aspira cu tot cu capătul cu pere rotativă în jur de 65 de minute, iar fără acest capăt undeva cu până la 1 oră și 20 de minute, Eco Plus în jur de 35 de minute, Max undeva la 12 minute, Boost în jur de 8-9 minute, iar pe modul Auto în jur de 40-45 de minute, în funcție de tipul de suprafață și mărimea firului de covor. Și ca o mențiune, tot pe display mai putem vedea o notificare când filtrul necesită schimbat. Din punctul meu de vedere, cea mai eficientă treaptă atât pentru puterea de aspirare, dar și autonomiei, este cea de pe modul auto. Din urma testării, mi s-a părut că această treaptă este cea mai potrivită pentru o locuință cu o suprafață de circa 60-70 de metri pătrați. În cazul în care am exclude modul auto și ne bazăm doar pe puterea de aspirare, eu nu l-aș vedea modul eco ca fiind potrivit pentru suprafețele dure, precum gresia, parchetul și așa mai departe. Iar de la mochete la covoare cu fir scurt, cel puțin modul Eco Plus.
Ce este interesant la acest aspirator este că pe lângă trăgaciul cu rol de pornire și oprire, mai avem un al doilea trăgaci în culoare roșie pentru modul boost, un fel de shortcut pentru a ne fi mai la îndemână. Un alt avantaj la acest aspirator vertical este că are un compartiment destul de mare pentru colectarea prafului, mai exact de 0,9 litri și care se poate detașa de aspirator prin simpla apăsarea unui buton pentru golirea lui. Iar ultima caracteristică interesantă al acestui aspirator, despre care n-aveam cum să nu discutăm, este designul. Modelul de față vine într-o culoare gold roze cu detalii ce-i dă un aer de aspirator premium, luxos și scump, care arată incredibil de bine. Mie unul îmi place foarte mult designul său și modul cum se ține în mână în timp ce aspirăm. În partea de jos a mânerului regăsim bateria detașabilă de 32,4 V, unde mai este prevăzută cu 3 LED-uri pentru a vedea cât mai este de încărcat. Iar dacă tot vorbim de încărcat, pot să zic că am fost destul de surprins să văd că durata încărcării se face în maxim 3 ore, ceea ce mi se pare puțin față de celelalte modele pe care le-am testat aici pe canal. În schimb, unde n-am fost prea încântat a fost la nivelul de zgomot, începând cu modul Max și mai ales pe Boost, unde ajunge la numai puțin de 84 de decibeli. Deci, este un aspirator cam zgomotos când trecem pe treptele menționate. Un alt lucru de care n-am prea fost încântat este greutatea sa destul de măricică, ajungând puțin peste 3,3 kg. Ca o concluzie despre acest aspirator de la Roventa este că are un design cu adevărat superb, vine cu multe accesorii încât să aspirați și să curățați mai toate suprafețele din locuință, modul auto mi se pare ca fiind cel mai potrivit atât pentru puterea de aspirare, dar și autonomia bateriei. Mi-a plăcut că poți ajunge în spațiile greu de accesat cu ajutorul baghetei flexibile, standul îți dă posibilitatea să-ți încarci aspiratorul, dar și să-ți depozitezi accesoriile, încărcarea bateriei este una rapidă, îți oferă informații despre autonomie sau timpul pe care îl mai ai de aspirat, este ușor de manevrat și are o putere de aspirare atât de mare încât îți ridică mocheta de pe jos. Unde n-am fost încântat a fost la zgomotul reprodus începând cu nivelul Max, prețul destul de măricel pentru un aspirator vertical, tija flexibilă este puțin cam scurtă, iar greutatea sa de peste 3,3 kg cu tot cu accesoriile de pe el mi s-a părut cam mult pentru a fi folosit de către o persoană de sex feminin pentru o perioadă mai lungă de timp. În principiu nu sunt atât de majore aceste minusuri, dar sunt câteva detalii care pentru unii utilizatori sunt importante aceste aspecte. Dacă vreți să comandați și voi atât aspiratorul cât și capătul Aquahead, v-am lăsat linkurile în descriere. În caz că v-a fost util acest video, nu uitați să dați un like și să-mi scrieți un comentariu cu ce v-a plăcut sau nu la acest aspirator de la Roventa. Eu sunt Mihai, ne auzim pe data viitoare, pe curând!